Aplauze puternice pentru Claudiu Popa! Hei, bună seara, oameni buni! Salut! Bună seara! Bine v-am găsit, numele meu este Claudiu Popa. Așa se intră, mă, așa se intră, mă. Da, cu energie, cu... pozitivă. Eu am venit, în schimb, că am probleme. Toată lumea are probleme, eu am probleme stupide și de-aia am venit să le vorbim cumva împreună. Păi ne bucurăm. Nu înțeleg, unele chestii în ultima perioadă, spre exemplu semnele de circulație. Ești dislexic. Nu toate semnele de circulație, adică nu mă duc la o trecere de pietoni și sunt ce dracu e asta, știi? Dar nu înțeleg, știți semnala cu atenție cad pietre? Știți triunghiul ăla cu bolovanii care cade pe stâncă așa? Cum dracu previn eu chestia aia? Îmi treci repede. Serios? Eu sincer m-am gândit, zic, ajung cu mașina pe Valea Oltului, merg pe acolo, cad niște cataroaie de-astea de o tonă pe mine și o să apară poliția și o să fie... Da. N-ați văzut semn. Aici cap pietre, domnul meu, că de-aia am pus semnul acolo, firal de semn, că nu s-a uitat nimeni. Trebuie să vă dăm amendă acum, că n-avem ce să facem, să vine descarcerarea, vă scoate de acolo, vă dăm amendă, că nu se poate așa ceva. Nu pot să înțeleg o altă chestie. Eu am întrebat cumva prin toată țara și prin toată țara mi s-a confirmat că există. Aș vrea să aplaude oamenii care au văzut Loganul de pompieri. Un Logan roșu sau alb cu pompierii 112 pe el. L-ați văzut, da? Ce face Loganul ăla? Nu există, cineva a făcut... L-ai văzut sau nu l-ai văzut? E o diferență între Loganul de pompieri și mașina de pompieri. Ideea este că există Loganul de pompieri, există în toate orașele din România și întrebarea mea e ce dracu face Loganul de pompieri? Tropește cu elefanțelul. Eu m-am gândit că e pentru incendii foarte mici, exact pentru asta, știi, arde undeva un ziar, vine ăștia cu Loganul, se dă unul jos cu apă la 0,5. Gata, Marian, treci în Logan, că avem intervenție. Dă-i drumul la girofare, că se joacă copii cu chibrite pe aici, pe oraș, și nebunii. Deși nu înțeleg ce face Loganul de pompieri, mi se pare că meseria de pompieri e o meserie foarte importantă. Din două motive. Motivul principal fiind că ei n-au timp să o ia pe scăriu. Ați văzut că au balustrada aia pe care se dau, au bara aia așa? N-ai putea să implementezi chestia aia în niciun alt mediu de lucru. Nu o să meargă niciunul dintre voi într-o corporație să-l vadă pe unul că e acolo și Marius, ne trebuie documentele astea aduse la HR imediat. Sau să o pe balustrată, șeful, dacă e urgent, ce ai? Nu, ia liftul, adică nu are nicio treabă. Și al doilea motiv pentru care mi se pare că e o meserie foarte importantă e că, mă, uite, voi aveți ziua aia proastă la muncă, nu? De obicei ziua de luni, care vine după un weekend în care îmi prețau și chestiile și n-ai ce să faci, trebuie să te duci la muncă. Și te duci acolo și n-ai chef să muncești, nu? Și ce faci? Te faci că muncești. Exact, te duci și nu, că eu dau mail-uri aici, nu stau pe Facebook, nu, chestii importante, reply to all, BCC, chestii. Ca pompier nu prea ai cum să faci chestia asta. Serios, că eu unul n-aș vrea, Doamne ferește, să-mi iardă casa și să vină un pompier din ăsta așa cu sictir în el acolo, să vină la mine și să fie... Alo, firea dracu, viață. Arde, mă? Arde că au dat foc firea la ei, dracu, să fie bine. Hai, dracu, furtuna asta încoace, ești furtunul greu, băga mea și picioarele, el furtun ca nu l-am făcut ușor, fie, dracu. Se pune capacul ăsta de presiune, ești capacul nu intră, normal că pe vremea comuniștilor nu să schimbărim ca în țara asta, bă. Hai, mă, dă-i drumul la apă acolo, să stinge la oamenii ăștia aici, să... Fixați, să-mi bat picioarele, fixați, s-au gândit, stea foc aici. Ce, doamnă? Dau și la dumneavoastră, stați liniștită, că stingem peste tot, taolo, zici, chiși, mama, să fiu nebun. Lasă-mă, dracu, să-mi fac treaba aici, doamnă. De eu vin la tine la șormerie să-ți dau peste mâini pe acolo, lasă-mă, mei, să-mi fac eu treaba aici, doamne. Prosta, fixați, bă, ca mei și picioarele. Auzi? Ai o țigare, că focam. N-ai vrea să se întâmple chestia asta. Bună. Carul ăsta să un bărbat în cap. Eu sunt un om foarte anxios. Ce înseamnă anxietate? Uite, Mihai, tu știi ce e anxietate? Eu nu știu ce înseamnă anxietate. Anxietatea cumva e momentul ăla în care îți faci probleme de când nu ai. Efectiv, stai acasă și gânduri stupide, probleme... Ai anxietate? Da, exact. Bine ai venit în viața mea. Bine, anxietate. Și cu gândurile alea, nu le doar îți vin și ești... ok. Nu, îți vin și ți-e frică de moarte de niște probleme stupide pe care nu le ai, de fapt. Îți dau un exemplu, fii atent. Eu am o fantezie câteodată când mai stau singur pe acasă și n-am ce face, stau și mă gândesc cum ar fi să vină un bogătaș la mine, să-mi dea cheile unui Lamborghini și să-mi zică ăsta e al tău de astăzi. Și inițial, în capul meu mă bucur, știi? Sunt, băi, ești nebun? O să am un Lamborghini. Iuhu! Cât dracu impozitul la Lamborghini? Ce dracu fac eu cu un Lamborghini? Că ăsta are garda jos, drumurile sunt proaste la noi, să strică Lamborghini, n-am bani să-l repar Lamborghini-ul, că e scump să le repar un Lamborghini. Ce dracu fac cu un Lamborghini? Nu, că-l vând. Îl vând. Vând Lamborghini-ul pe care nu l-am. Îl vând. Cum dracu vinzi un Lamborghini? Că nu e de parcă pui pe OLX, vând Lamborghini și sau schimb cu iPhone 6 și diferența din partea ta. Știi, nu poți să faci chestia asta. Și e foarte dificil să agăți o femeie când ai anxietate. De ce? Pentru că eu dacă mă duc la o femeie, îi spun bună, ea îmi spune bună înapoi, îmi zâmbește, în capul meu intervine anxietatea care zice ce făceam cu mâinile, mă? Ce dracu faci cu mâinile că nu faci nimic cu mâinile? Ce? Unde le ții? Le bagi în buzunar? Nu le bagi în buzunar, că nu ești vagabond. Ce dracu faci cu mâinile că nu faci nimic cu mâinile? Și asta e anxietatea. Și intervine raționalul, care raționalul vine acolo și încearcă să rezolve problema. Și încearcă să calmeze anxietatea. Și vine acolo și zice, bă, n-am zis nimic, femeia este de 20 de secunde. Stăm ca proștii și ne uităm cu bara la gură. Hai dracu să zicem ceva, hai să plecăm, hai să facem ceva. Și anxietatea e, nu știu ce să fac cu mâinile, ce dracu făceam noi cu mâinile. Și asta e în capul meu, cumva. Pentru că eu pe afară sunt ceva de genul ăsta, asta așa. Exact așa e, exact așa e. Exact așa. E foarte dificil să agăți o femeie când ai anxietate. Mie îmi spui. Am văzut un documentar la un moment dat, pe National Geographic, un documentar despre păsărele. Era viața păsărelelor. Nu mai știu exact ce păsărele, dar important este că am văzut ritualul lor de împerechiere. Și mi-am dat seama că păsările au o viață sexuală foarte ușoară. Serios, că ăștia filmau un mascul care era pe o crenguță și la un moment dat a fost ciucerei, ciucerei! Ciucerei, ciucerei! Și pe au filmat o femelă care era pe altă crenguță și femeia a fost ciucerei, ciucerei! Și a început să apropie după crenguță pe crenguță, știi? Și a ajuns pe aceeași crenguță și au început să facă sex. Cât a durat? Foarte puțin a durat. Vă dați seama cât de simplu ar fi să fie și la noi la oameni chestia asta, nu? Serios, tu ca bărbat să mergi într-o zi așa pe stradă și... Și pe partea altă de drum, femeie, mă vedeți pe trecerea de pieton, pam, pam, mai pleci acasă, dracu, nu mai stai cu... Pare mult mai simplu, nu știu. Totul înainte să facă roșu. Exact. Nu stai cu noi, stăm cu Tinder, cu sentimente, spunem despre ziua ta, du-te, hai să facem chestia asta. Îmi place că e degajat asta. E un sensibil, Claudiu. Îmi dau seama de ce nu o să meargă niciodată chestia asta, pentru că femeile n-ar fi niciodată de acord, nu? Bărbații, deja sunt undeva, vreo 6 bărbați pe undeva pe un sal, care zic, da, de ce nu facem așa? Nu că eu plec de aici, te peste tot, băgămești. Ideea e că dacă femeile nu sunt de acord, n-ar funcționa niciodată, pentru că efectiv am fi doar niște bărbați frustrați pe stradă, strigând și nu ne-ar efectiv nimeni. Și cam atât din partea oamenilor buni. Eu am fost Claudiu Popa. Bun.